Înainte de toate, ne-am oprit să mâncăm ceva și să bem o cafea. Mai avem fix 30 de minute până când ajungem la Kawagoe. Au foarte multe tipuri de hot dog aici și este foarte interesant pentru că au pune și potato salad dog, deep fried chicken dog, croquette dog, deep fried cheese ham dog. Deci vedeți? Și mai au ce mi-a sărit mie în ochi, asta, baked tortilla dog. Da, eu cred că asta o să vreau. Mira a mâncat un sandwich în mașină, așa că acum doar noi mâncăm. Aici am tortilla dog și aici gyoza dog. Și ce aici? Satoimo, fried satoimo. Satoimo? Ce e satoimo? Poftă bună! Mami, tu sigur nu vrei nimic? Coca-Cola, ediție limitată în Saitama, adică regiunea unde ne aflăm. Mi se pare foarte tare ideea și faptul că ai o sticlă în ediție limitată pentru fiecare regiune din Japonia. Adică unde călătorești, poți să-ți cumperi o cola souvenir. Am ajuns în Kawagoe, momentan ne plimbăm pe strada principală, se numește Merchant District pentru că este o zonă a comerțului, este o zonă unde sunt foarte, foarte multe magazine de unde poți cumpăra bunuri și produse fabricate aici. I've been thinking about the good times, I've been sleeping through the long nights, I've been shining in the sunlight, I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings, there's a reason why I'm healing. I feel higher than the ceiling, all because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talk until we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep in love. Ia uitați peste ce am dat noi aici, un templu budist. Se numește Templul Chokin. Și o să vă arăt puțin pe aici. Am văzut foarte multe fete îmbrăcate în kimonouri, iar asta pentru că se pot închiria. Iubesc acest loc. Poftim? Vrei să intri acolo? Haide. Vrei să-ți fac o poză? Wow, unde te duci? Iar acum întoarce-te la mami? Ești mami? Acolo e casa ta și nu am voie să intru? Acum vină tu înapoi la mine. Hai să-l găsim pe papi să vedem unde e. Nu știam că au voie cu mașinile aici. Stai puțin. Puhoi, puhoi de oameni. Puhoi, puhoi, puhoi. Ia uitați. Ce de oameni. Peste tot. Uite aici, fetele în kimonouri. A, nu, mașină. Nu, ne-ai blocat aici priveliștea. Ne uitam după kimonouri. Te uiți, mami? La peștișori? Nu avem voie să punem mânuța. Dar putem să ne uităm așa la ei. Da. La pești koi. Punem mâncărică pentru ea. Nu avem mâncărică pentru ei. Că vrea mâncărică. Crezi tu că vor mâncărică? Uite, poți să obțin un that one. Da, vezi ce rapid e ăla? Ăla e cel mai rapid dintre toți. Uită-te la el. Și au făcut turnul ăla așa. Da, se rotește. Ce tare e. Și pe la the white, just a bit with the white and with orange. Mai puțin, e mai lent ăla. Da? Hai să mergem să ne mai plimbăm să vedem ce mai găsim, da? Vreau aici. Suntem exploratori. 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 Ia zi și tu, uită-te la mine și zi. Exploratori. Foarte bine. Căutăm strada dulciurilor momentan, Candy Alley. Este o stradă unde găsim peste 70 de magazine de dulciuri. De la înghețată, la ciocolată, la dulciuri cu cartofi dulce și tot felul de nebunii. O să... de fapt, cred că am ajuns! Cred că asta este Candy Alley, din câte văd eu bine. Da, suntem aici! Yay! Hai să vă arăt! Unde e candy? Bombonici, bombonele. Unde e candy pentru
grown-ups. Aici e candy pentru grown-ups. Hai să căutăm și pentru copii. Candy pentru grown-ups. Hai să vedem unde e. Aici avem alea dulciurilor. Ia uitați, acadele. Ce aici e pentru kids? Asta e pentru kids. Ce de magazine? Dulciuri, dulciuri, dulciuri aici. Închide așa? Ia stai să vedem. Uitați aici. Bazat pe cartofi dulce. Iar asta pentru că specialitatea lor este cartoful dulce. Cum eu sunt o mare fan al cartofului dulce, trebuie să cumpărăm câteva. Nu-i așa, mami? Trebuie să încercăm și noi toate bunătățile de aici. Da, nu vreau. Tu nu vrei? Dar ce vrei tu? The rainbow one candy. Vrei candy? Rainbow. Vrei rainbow candy? Da. Acolo? Da. Uite, au și magazin de limonadă. Hai să ne mai uităm puțin. Poate mai găsim candy și în altă parte, da? Iar trebuie să avem peste 70 de magazine cu dulciuri. Uite și aici, aici avem ceva dulciuri japoneze. Mie nu-mi plac. Mie nu-mi plac. Tu nici măcar nu le-ai încercat, fată. Eu măcar le-am încercat și pot spune asta. Din Ike Bucurov faci 30 de minute cu trenul până aici. Ai tren direct, sincer. Nu-mi vine să cred că până acum nu am ajuns aici. Adică am locuit la 5 minute de mers pe jos de Ike Bucurov. Putem să ajungem lejer, lejer, lejer. Și nu înțeleg. Bine, eu am o scuză. Nu știam de locul ăsta, dar soțul meu nu are nicio scuză, pentru că nici el nu a fost niciodată până acum aici. Este pentru prima dată. Un loc atât de aproape și atât de frumos și... nu știu, chiar mă oftic. Uite, mami, au și înghețat aici. Cât de bine arată. Cu sweet potato. Înghețată cu sweet potato. Ah, eu cred că vreau să încerc. Mami, you want the top one? Înghețată cu cartofi dulce. Este pentru prima dată când văd așa ceva. Și arată delicios. Da, vezi? Starbucks. Mami, am zis ice cream with you and me, I'm gonna eat. And he said, no, I thought you'd take it, my brother. But I'm says, I'm my pot. Mai puteai și te-ai supărat că ți-am mâncat înghețata? Serios? Îmi pare rău, mă ierți? Da? Îți vine să plângi? Că ți-am mâncat mami înghețata? Haide că o să mai mâncăm una mai târziu. E un pic funny. Edita mai coada la chipsuri din cartofi dulci. Să dau un pic de zoom ca să vedeți mai bine. Ce de oameni așteaptă. Alții mănâncă și savurează. Mai se făceau poze. Am ratat momentul. Ia stați că mai face o serie de poze. Da. Pentru asta se stă la coadă. Arată bine, nu? From my given disaster, speed away from the holy mind. Pride, that's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keeps. Un magazin foarte, foarte, foarte retro. Nici n-am văzut așa magazin până acum. Zici că e depozit. Și ai jucării. Aici avem partea nouă a orașului. Iar aici avem intrarea către templul Kitain. Acesta este unul dintre cele mai importante locuri din Kawagoe. Spre surprinderea mea, este pustiu. Nu sunt turiști aici. Absolut deloc. Templul Kitain este foarte important în istorie, pentru că în interiorul lui se află singurele clădiri care au făcut parte din palatul, castelul Edo. Iar asta pentru că în anul 1638 un foc a distrus acest templu. Ei bine, preotul din acea perioadă era prieten, se avea în relații bune cu șogunul de atunci, iar șogunul a ajutat la repararea templului și a ordonat ca unele clădiri din castelul din Imperiul Edo să fie mutate aici. Din păcate, după cel de-al doilea război mondial și după marele cutremur din anul 1923, nu a mai rămas nimic din castelul și Imperiul Edo, dar ce a rămas în Kawagoe s-a păstrat intact și sunt singurele clădiri rămase. De aceea m-am mirat să văd că nu sunt foarte mulți oameni și turiști aici. Last
ce, mami? Last night we've been a few of us. And then Papi and Mami did Bimbi Minmi. Da, da, mami, nu aici. La un alt templu am făcut asta, nu aici. Aici este pentru prima dată când venim. Era asta. Era asta? Da, asta este same. Serios? Da. Și acolo ne-am dus cu babacea. Nu am fost, mami, aici. Am fost în altă parte. Asemănător. Vreau să fac bim, bim, bim. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake. Din păcate nu o să avem timp să ajungem și la Honmaru Goten. Chiar mă oftic că nu ajungem, dar o să ne întoarcem în acest loc magic. Cu siguranță 3 ore nu sunt suficiente pentru a vizita și pentru a acoperi totul și pentru a te bucura de vibe-ul acestui oraș. Sincer, uite, aici unde nu sunt turiști îmi place mult mai mult pentru că te poți bucura de puțină liniște și asta este vibe-ul de care eu aveam nevoie acum. Am fost într-o continuă fugă de la un loc la altul. Da, mami, ce e, mami? Cine a făcut bi? Sunt niște oameni care construiesc ceva acolo, vezi? Și cam asta a fost pentru astăzi, o mini călătorie. Stai, iubita mea, un pic, stai un pic. O mini călătorie, asta vreau să vă zic, dar nu mă lasă urâta asta, mică. Noi o să ne vedem într-un vlog viitor cu mai multe peripeții din Japonia. Cu siguranță o să ne întoarcem aici, pentru că nu am apucat să fac nici fotografii, parcă nici nu v-am arătat tot ce era de arătat, așa că ne întoarcem. Nu știu când, dar sigur ne întoarcem. Odată cu lăsarea serii s-a așternut și liniștea asupra acestui oraș. Chiar mă întreb unde au dispărut toți turiștii. Majoritatea magazinelor sunt închise acum. Noi ne mai plimbăm puțin. Acum chiar că nu mai avem nicio destinație. Pur și simplu ne mai bucurăm puțin de acest oraș. La 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 la. Hai ho! Hai ho, hai ho, hai ho, hai ho. Și am intrat puțin într-un magazin pe care l-am mai găsit deschis. Eu mă uit după ceva yukata, kimonouri dacă au. Dar momentan nu văd. Și aici avem ceva Lucky Charms. Accesorii pentru păr, tot așa cu motive japoneze. La fel și cercei. Origami. Ce drăguț. Ce sunt astea? Aici avem un tigru, aici îl avem pe Cero. Sunt pur și simplu decorațiuni sau au vreo semnificație? Zodiac. Adică anul tigrului, anul... A, da, uite că și anul cocoșului, anul câinelui. A, ok. Am mai găsit puse pentru telefoane cu Hokusai. Hokusai. Și aici... Ce e acolo? Ia. Vrei să coborăm pe aici? Da. Nu știu dacă avem voie. Crezi că avem voie? Hai să încercăm. Cred că ne întoarcem la parter, mami, pe aici. Da. Avem și reduceri. Uite. 40% reducere. Uite. Ia să văd, mami. Are și babacean. Aici avem pentru baie. Ăla e un burețel. Pentru baie? Pentru baie. Avem și prosoape. Prosoapele japoneze sunt preferatele mele. Acasă folosesc doar prosoape japoneze, chiar de la brandul ăsta. Left of me.
Ca să vedeți că nu vorbesc prostii, toate magazinele închid la ora 5 și jumătate. Nici măcar restaurante nu au mai găsit deschise.